Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi este ultimul atelier, ultima întâlnire a noastră. Voi veți pleca la Hurricane, eu voi rămâne aici în București, dar cu gândul la voi. Și pentru că suntem într-o zi de mare sărbătoare, într-o săptămână mai exact, pentru că săptămâna luminată toată o considerăm așa o săptămână a sărbătorii, eu vă zic Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Sosiți la București de la Hurricane, din Valea Jiului, 21 de copii și tineri frumoși și dornici să descopere cât mai multe lucruri din capitala țării, au pășit cu nerăbdare și curiozitate în frumoasa clădire a Palatului Patriarhiei. Într-una dintre săli ne-am oprit și noi pentru a vă dărui și mai ales a vă pregăti o ediție specială de Paști, unii alături de ceilalți. Desigur, n-am ratat ocazia ca, înainte de poveste, să lucrăm împreună un atelier de arta povestirii dedicat sărbătorilor pascale. În frumosul lor costum tradițional, pe care îl poartă cu dragoste și respect, copiii au devenit propriile lor tradiții de sărbători. Au povestit și s-au bucurat de întâlnirea noastră la București, care de fapt a reprezentat o continuare a unui proiect mult mai amplu care s-a desfășurat la Hurricane, intitulat Împreună prin cultură, în ținutul momârlanilor. Și a sosit momentul pe care voi îl cunoașteți deja, da? Ce moment de obicei? Zi, Tudor! Poveștile. Momentul de poveste și astăzi la momentul de poveste o să vină lângă mine Adrian. Haide, Adrian, vină lângă mine și uite, facem în felul următor. Înainte să începem povestea, o să te rog și pe tine, vină așa mai în față un pic, așa să ne vadă colegul meu de acolo de la cameră. În curând tu vei fi personajul principal, dar împreună facem echipa astăzi, prieteni, pentru că în zi de sărbătoare, într-o săptămână frumoasă a sărbătorii în care ne bucurăm de întâlnirile cu cei dragi, eu împreună cu toți prietenii mei din ținutul momârlanilor, din Hurricane, ne-am propus să vă spunem o poveste. Sigur că ne-am cunoscut mai bine și că am aflat parte din momentele frumoase pe care ei le iubesc din această sărbătoare, dar nu putem la bucuria poveștilor fără poveste, nu, Adrian? Da. Dar mai întâi te rog să spui și tu trei lucruri despre tine, da? Și să-mi zici de câtă vreme cânti la fluierul cu care o să mă acompanieze în poveste, Adrian, în minutele următoare. La acest fluier eu cânt de aproape 6 ani, anul acesta fac, cânt de la vârsta de 6 ani, la fel, am 12 acum. Și eu sunt un băiat destul de vorbăreț, uneori jucăuș și îmi place să ies foarte mult pe afară. Bine, și momentul tău preferat din perioada aceasta a sărbătorilor învierii? La Paște, îmi place foarte mult Paștele, deoarece sunt multe activități și multe mâncăruri pe care le facem și multe lucruri pe care le petrec cu familia și îmi place foarte mult. Bine, Adrian. Sunteți pregătiți pentru poveste? Da. Tu ești pregătit? Da. Bine. Atunci, hai să facem în felul următor. Tu să începi să cânti un pic din fluieraș și apoi voi începe eu să spun povestea. Dar îți dau, ca să zic așa, glasul muzicii de început să fie al tău. Se spune că odată de mult, dar de mult, de mult de tot, trăia un împărat care era foarte bogat. Dar atât de bogat încât se spune că pe treptele lui erau bătute nestemată după nestemată după nestemată, cât făcea ziua peste 3 mări și peste 3 țări. Luminau atât de tare nestematele încât oamenii care ajungeau pe acolo prin ținut spuneau: măi, dar ce bogat e împăratul acesta! O fi și bun sau doar bogat? Ei, dar aflau repede, pentru că împăratul nu era doar bogat. Era și foarte bun și generos și nu se întâmpla vreodată să treacă vreun om prin ținutul acela, să aibă nevoie de ajutor sau cei care trăiau în ținut, să nu primească o bucată de pământ, să nu primească o căsuță, să nu primească ba chiar și mioare, pentru că ținutul
precum ținutul vostru, Adrian, era foarte bogat în oi, în mioare. Într-o bună zi, a sosit la curtea împărătească un ciobănaș. Un ciobănaș. Și ciobănașul cânta într-adevăr foarte frumos din fluieraș. Și cum cânta el așa din fluieraj, numai ce l-a auzit împăratul. Și l-a chemat la el în palat și l-a întrebat: dar ce-i cu tine aici? Păi sunt un ciobănaș venit de pe alte meleaguri. Și unde-ți sunt oile? Prima întrebare, cea mai firească. Am avut odată de mult oile mele, doar că în ținuturile mele n-am mai dus-o așa de bine și am plecat, măria ta, și de-i vrea să mă ajuți, aș rămâne pe pământurile acestea frumoase și verzi, cu munți minunați și păduri bogate, și mi-aș întemeia aici o familie. Și împăratul, generos cum era, i-a dat câteva mioare, i-a dat și un loc de casă și l-a trimis pe ciobănaș să locuiască acolo. Acum, în fiecare seară, ciobănașului îi plăcea să cânte din fluieraș. Așa se simțea el cel mai bine și mioarele toate se strângeau în jurul lui și l-ascultau pe ciobănaș cum cânta. Doar că era o mare problemă, mare problemă. Ciobănașul cânta atât de frumos, încât oițele de la toți ceilalți ciobani se îndreptau ușor, ușor ca hipnotizate și se așezau toate în jurul ciobănașului, să-l asculte cum cântă. Și ciobănașul cânta și oițele stăteau și l-ascultau pe ciobănaș venind de prin toți munții, de prin toate împrejurimile, încât sute, dar ce spun sute? Mii de oițe se strânseseră în jurul ciobănașului, care cânta și cânta. Acum, ceilalți ciobani s-au necăjit foarte tare și au început să-l urmărească pe ciobănaș și să dorească să-i facă rău, dar mai întâi de toate s-au dus la împărat și: mărite împărat, suntem nemulțumiți. Ciobanul acesta pe care tu l-ai omenit, ți-ai făcut milă cu el și i-ai dat câteva oi acolo, a venit și ne-a furat toate oile. Și apoi împăratul s-a supărat foarte tare și l-a chemat pe ciobănaș și: măria ta, ai dreptate, dar eu nu fac intenționat. Eu nu vreau să fur oile celorlalți ciobani. Dar știi, am plecat din ținuturile celelalte pentru că am avut o iubită tare frumoasă. Doar că într-o bună zi a dispărut și nici eu nu știu unde. Un an de zile ne-am bucurat unul de celălalt și ne-am petrecut timpul împreună și tot ce a rămas în urma ei a fost fluierașul acesta pe care l-am găsit și în fiecare seară simt nevoia să cânt din fluieraș, să mai astâmpăr dorul de ea, dar să-mi și amintesc de ea și n-am ce face. Eu nu vreau să chem oițele de prin munți, de pe dealuri, doar ele toate vin. Și atunci împăratul, ascultându-i vocea lui bună, caldă, inimoasă, povestea lui tristă, s-a gândit la o soluție. Și a pus să se construiască ziduri înalte în jur, ca oițele din celelalte ținuturi, de pe ceilalți munți, de pe celelalte dealuri, să nu mai intre pe pământurile ciobănașului. Și a făcut întocmai. S-au ridicat zidurile înalte și ciobănașul a început să cânte din nou. Thank you.
Ei, dar oițele tot veneau și se împingeau în zidul acela și ciobanii erau și mai supărați și s-au dus într-o noapte peste ciobănașul nostru și au vrut să-l ia la bătaie, ba chiar să-l ucidă. Dar ciobănașul avea forță, avea putere și numai ce s-a luptat cu ei și a vrut să-i omoare pe toți, dar și-a adus aminte de Dumnezeu și de credință, de fapte bune și de suferința lui și a... Rămâneți în plata Domnului, a zis ciobănașul. Și și-a luat fluierul cu gândul la Dumnezeu, să-l ajute într-un fel Dumnezeu să își găsească un loc al lui. Și ce s-a întâmplat? Și-a luat fluierul și a început să cânte. Te rog să cânti și eu zic poveste și tu cânti. Și cum și-a luat el fluierul și cânta, numai ce l-a ridicat Dumnezeu la cer către el. Și a ajuns până sus în lună. Nu știu dacă știți, dar dacă vă uitați în lună, se vede acolo un om. E un ciobănaș. Și oițele au început toate să se suie după ciobănaș. Dar la un moment dat, în timp ce ciobănașul cânta, nu știu cum s-a întâmplat și și-a scăpat fluierul. Și fluierul a căzut undeva pe pământ. Nici până în ziua de astăzi n-a fost găsit. Iar oițele au rămas așa, atârnate de cer, încercând să ajungă sus, pe lună, la ciobănaș. Și uneori se supără foarte tare că nu reușesc să ajungă și atunci plâng. Și pică ploaie pe pământ. Altfel, dacă vă uitați la nori, să știți că sunt oițele ciobănașului. Iar dacă vă uitați la lună, mai ales atunci când e lună plină, să știți că pe lună stă ciobănașul nostru, care încă se uită în jos să-și caute fluierul. Îți mulțumesc, Adrian, am făcut echipă bună împreună și te-aș lăsa pe tine să mai cânti ceva prietenilor noștri, să le faci o urare de sărbătoare, ce le-ai zice? Poate un sfat pe care l-ai luat și tu de la părinții tăi, de la bunicii tăi, așa în zi de sărbătoare, dacă ar fi să le faci o urare prietenilor noștri în săptămâna aceasta luminată a Paștelui, ce le-ai spune? Eu le spun tot timpul să asculte de părinți și de oricine vrea să încerce să le dea un sfat și tot timpul să ajute pe cine poate și să fie cu minte și el. Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Hristos a înviat, prieteni, să ne reauzim, să ne regăsim cu bine și las pe Adrian să facă momentul de încheiere astăzi la Bucuria Poveștilor. Te rog, Adrian. Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!